Salutare toată lumea și bine am un episod din Dirt 3. Hai să continuăm, fraților, cu acest joc minunat. Hai să vedem în prima ce ne-am făcut să facem practic. De ce asta ne-am făcut-o? Și trebuie cursa asta să o facem ca să facem practic 50 din... Adică să facem ce ne mai rămas acolo, 50 de puncte. Hai să vedem cum o fi și cursa asta. Fraților, sper că vă plac episoadele de genul și hai să vedem. Oh, Kenya, suntem în Kenya, mă. Ia uite, mă, mașina aia frumoasă, asta, astea îmi plac mie, mașinile astea. Race. Dă-i, tată. Bă, eu sunt primul, așa e? Adică... Da. Da, eu sunt primul, hai să plecăm. Hai să dăm barosoneală. Mamă, ce tușesc. Dă-i, mă, la stânga. Bam! Mamă, ce dă băiatul cu mașina asta. Băi, e faină mașina asta, n-ai ce să zici. Dar nu prea merge bine, mă. Nu știu ce are jocul ăsta cu mine, dar... O, aici e bine, frate, suntem pe drum drept, adică nu chiar drept, dar nici chiar strâmb ca ala la... Uite, în curbe nu mi-accelerează, frate, nu știu ce are. E sistem de autoprotecție, în curbe să nu accelereze sau ce căcat, nu știu. Hai să vedem. A, dar stai, am urmă rău. Oba, oba, am dat. Câte viteze are, frate? 5 viteze, e bun. Stai, că mă tot joc până o stric. Da, mă, repede, mergi. Dacă așa o să conduc, nu o să fiu mare, adevărat. asta e linie roșie, bă. Stai că nu e bine aici. Mamă, aici băgăm viteză tare, ia fiți 10. Aici ai calme. Bă, dar uite cum tremură, frate, mașina aici nebun. Mă enervează chestia asta. Adică să trebuie mai ține de volan, alții și zboră volanul din mână aici nebun. Dă-i, dă-i. Dă-i nebunul, dă-i. Mamă, am trecut pe aia, am lăsat în urmă rău de tot, adică... Acum am derapează mașina, uite aici. E fără, mă, mașina asta. Dar gen să fie și un free roam în jocul ăsta. Gata, hai că avem mine la linia de start. Gata, așa mă băgăm viteza a 5 aici, ca să prindem... Un minut și 59, bă, record, că n-ai făcut o cursă într-un minut. Și 59, mamă, l-au ajuns 2 minute și 19, nebună. Și acum cred că am 250 din 250 aici. Nu? Ia. A, mai trebuie să facem? Really? Încă una? Ok, hai să facem și pe asta. Și trebuie ca să ne dea 250 din 250. A, stați mă, că să zic că erau două trasee acolo, unul de 1000 și ceva și unul de 2000. Acum ați cred că spălat de 2000, adică un pic mai lung. Dă-i. Uite, l-au plecat, bă, au plecat toți, mă? Iar ideea de a pleca toți înaintea mea? Păi ce țigăne e, frate, să pleacă toți înaintea mea? Eu scăp toți deodată, frate. Și plus că eu am câștigat toate cursele, trebuie eu să plec primul, ce n-ai, mă? Dar dacă ne câștigă tot, ăla pleacă primul, bă. Hai, dă-i. Dă-i acum să-i ajungi, doar dă-i. A, dar uite mă, cum ai plecat și normal mea. Eu am plecat pe undeva pe la sfârșit, un pic de tot la sfârșit. Dar și mai am temă și la română puțin și la fizică. Și mai am și de învățat la fizică și mai am și un pic la mate. De la mate fac piciorune. Mai fac un pic și aia. Dar, la pana mea nu-i chiar târziu, e 10 sau nu știu cât e. Oa, wow, am luat sârful ăla. Oa, wow, perfectă-i treaba. A, mi-a spart și geamul la mașină. Ia să încercăm să conducem un pic. Mă, dar uite cum face. Oa, ok, aveam, eram în viteza. Uite ce urât se vede așa, like, nu-i fain. Ia. Ah. Hai, pe asta trebuie să-l înțelegem la final, hai să vedem.
Cu asta le trecem până la final, neapărat. Oh! Acum îl întrec, acum va viteză și îl întrec. Boss, acum te-ai dus. Adios. Mă și bag în el. Oh, s-a băgat el în mine, nu m-am băgat în el. Ah, perfect. Stai că nu mai văd nimica. Băi, ce simțivă, s-a băgat în mine. Așa ceva. O, le-au și pe ăsta. Ba, nu, nu mai au. Bine, mă. Am câștigat-o pe unul acum, că am făcut un timp... 1-5-2, nice. Record și mai mare. Continue. Record și mai mare am făcut acum. Practic, am terminat prima... Prima aia, am terminat un sfert din joc. Am făcut level 6. Yay. Așa. Și acum? Opa, ce făcut mă nene, mă? Am deblocat toate astea? Master Gymkhana and there's no telling how high your star will fly. And I hear they've lined up a bit of a... A bine, dar uite cum mai e și lateral, bă, trebuie. Dă-i pe... am ceva curse aici, boss. Am ceva curse bine aici. Smash tutorial. Smash, cum am zis și eu, smash. Azi nici o fi de asta. O fi ceva bun de asta. Adică o fi ca lumea. Hai să vedem. Ceva arată mașina. Batersa. Batersa. Uite, DC scrie pe ăla. YouTube sensation, racing superstar Ken Block. Hey, what's up? If you haven't seen this guy's videos, you're missing out on some really sick driving. Ken is the best Gymkhana driver on the planet, and he's also one of the sport's biggest innovators. He single-handedly raised the profile of the sport. Come on, Christian, you're making me blush. Just telling you how it is, my amigo. Okay. So once you learn how to do Gymkhana, we'll start setting challenges for you. Ah, se cel mai bun mă de asta. Scamator de asta cu scame, ha? All right, let's get you out there and up to speed. This is going to be fun. Nice. Welcome to Gymkhana school, Ken Block style. Ia uite-l cum sare pe acolo, nebunul. No, și acum, ce-o fi? Trebuie să fac și o schimbe cu mașina. Start. What better way to begin Gymkhana training than by smashing things? Ooh. What's all about, Ken? Well, smash blocks is the simplest trick you can learn about. Just drive into them and you'll get points for each one you smash. Simple as that. Maximum destruction. All right, Ken's showing you how it's done. Just smash enough blocks to get a bronze medal and move on to the next tutorial. Go smash it. Hai să le spargem. Bam, 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 băieți, ia uite aici. Bam, bam, m-am băgat. Păi, mama, ce greu e. Dă-i, inule, dă-i, dă-i. Aici, am făcut combo. E perfect. Dă-i în ele. Mamă, uite-mă că am ceva pe aici. Să dau un third person, ca să le văd mai bine. Dă-i doar. Dă-i doar. Stai. Silver, am făcut silver, e bun. Era pe timp, retri, mă. Era pe timp, mă. Trebuia să sparg multe într-un timp foarte... păi eu n-am știut, frate, m-am prostit. Stai, să facem acum, serios. E pe timp, frate, avem un minut. Cred că, uite, time 45 de secunde, vedeți? 200.000 trebuie pentru platinum, frate. Eu am făcut silver de-abia. Eu m-am prostit, ia, ia, ia. Dă-i, dă-i. Să facem platinum. Cu bronz. Păi n-am cum, frate, să fac așa de repede platinum. Da, silver de-abia. Ba da, cum să fac, de fapt, dar e greu. Dă-i doar pe ele, dă-i. Opa, eu nici nu schimbam viteza. Ia stai. Fac gold-ul. Am făcut gold-ul. E bine, man. 159 de mii, era puțin până la
destul de greu să faci platinum, așa că rămânem la gold. Eu-s mulțumit cu gold-ul. Na, e bun, am terminat prima. Am trecut de tutorial, acum jump tutorial. O să facem în următorul episod oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Bye, bye!